animale nevertebrate, moluște, scoici. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Scoicile, numite și lamelibranhiate sau bivalve, sunt moluște, la fel ca melcii, adică animale nevertebrate cu corp moale. Corpul lor moale este protejat de o cochilie formată din două valve articulate printr-un ligament flexibil. Mediul de viață este în general cel acvatic, întâlnindu-le în râuri, lacuri, bălți, mări și oceane. Scoica gigantică, Tridacna gigas, pe numele ei științific, este cea mai mare scoică din lume, măsurând și 2 metri și cântărind până la 200-250 de kilograme. Valvele sunt întrebuințate în scopuri gospodărești, spre exemplu pentru păstrarea apei, iar carnea este comestibilă. Este o specie longevivă, speranța de viață ajungând și la 100 de ani. Scoica de lac. O regăsim în nemolul de pe fundul lacurilor și bălților. Măsoară aproximativ 10 cm în lungime. Corpul este moale, gălbui și protejat de 2 valve. Capul lipsește. Piciorul, asemănător ca formă cu o lamă de topor, îl folosește pentru a se înfige în nemolul de pe fundul bălții, dar și la deplasare. Este însă, în general, un animal sedentar. Între cochilie și manta se formează camera mantalei, în care se găsesc branhiile, cu ajutorul cărora animalul respiră. Se hrănește cu microorganisme din apă, având rol de adevărat filtru viu pentru ecosistemul în care trăiește. Toamna, scoica produce un număr mare de ouă, pe care le depune pe branhii și din care vor ieși larve. Larve ce rămân fixate pe branhii câteva luni. Primăvara, ele se desprind, sunt luate de curenții de apă și se fixează pe notătoarele sau branhiile unor pești, unde își vor continua dezvoltarea. După alte câteva luni, se desprind și cad pe fundul apei, înfigându-se în mâl și își continuă dezvoltarea până ajung la stadiul de scoici adulte. În imagini puteți vedea și alte scoici. Scoica de perlă, midia, scoica inimă, scoica zebră, cuțitul de mare. Colonie de midii fixate pe pietre. Realizați o colecție de scoici, iar cu ajutorul determinatoarelor sau al profesorului încadrați-le corespunzător. Prezentați colecțiile realizate în cadrul unei expoziții organizate în școală sau puteți să organizați o expoziție virtuală ce poate fi distribuită în mediul online. Spor la lucru!